stelică, stelică, cine faci tu nouă, că aproape renunțasem să-ți mai dăm smetia asta. Plin de ticăloși care merită episoade și matale, ești, cum am mai zis, acilișa, chiar digerabil, comparativ cu clasa noastră politică. Dar te-ai trezit să stai cu Tesla în societatea civilă, care nu vrea, mă, nu vrea să-ți asculte ordinele lui matale de Harvard, și cum subiectul nostru e chiar despre șmecherii din energie, uite, te ajutăm un pic, poate, poate să mai revii un pic, căci oricum alegerile astea sunt eșciuci. Azi ne uităm la oamenii din jurul domnului Stelian Florică Burdujanu. De ce? Pentru că eu cred că Burdujanu este cel mai probabil succesor al tontelului care conduce PNL-ul. Cred, de asemenea, că este mult mai liberal decât sicofanții din jurul lui Ciucă și că are energia și contactele în interiorul sistemului pentru a reuși în masacru care o să vină în PNL după alegeri. Vorbim astăzi în special de oamenii din jurul lui Burduja legați de energie, locul ăla care bubuie de băieți deștepți și senzațional de bogați din contractele cu statul. Nu de alta, dar Burduja a fost numit ministru al energiei cu zero, zero experiență în domeniu, cum e și normal pentru oameni fără relații cu serviciile secrete. De ce zic de servicii? Pentru că mai toți despre cei care o să vorbim duhnesc ca așa ceva. Sigur că Stelian o să ne spună iarăși că sunt coincidențe paștele pisicilor lor de coincidențe. În fapt, ne-a spus că pe primul dintre ei, domnul Andrei Dragoș, nu prea știe, mă, a auzit el ceva, dar nu e nimic important. Andrei Mircea a fost unul dintre cei mai ciumeci comuniști promovat în perioada cea mai nenorocită a comunismului lui Gheorghe Udej, sfârșitul anilor 50. Probabilitatea ca directorul direcției de protocol a Ministerului de Extern în timpul lui Ceaușescu să nu fie avut relații senzaționale cu securitatea este zero. Pensionat în 1997, a fost adus înapoi în minister de cine? De Mircea Joană. Mircea Joană, mă, varianta inițială de Burdujache, fiu de fost general comunist, fost ministru de externe în timpul cel mai corupt guvern PSD, cel Năstase. Relația dintre Ministerul de Externe și Serviciile de Informații de Externe ale fostei securități sunt foarte, foarte bine știute. Ei bine, domnul Andrei Dragoș este fiul domnului Mircea și apare în Fundația Cezar, care a fost fondată de domnul Burduja și care a primit bani de la Ministerul de Externe. Aripa aia, mă, care nu e legată, Doamne ferește, de Serviciul de Informații Externe, urmașul Direcției de Informații Externe a Securității. Mă, și Iulian Dumitrescu, colegul penelist al domnului Burduja, e și el la loc de cinste acolo. Și Andrei Caramitru și domnul Dăianu, ofițer acoperit al securității. În conducerea Cezar sunt niște nume foarte, foarte solide legate de securitate și urmașele ISIE și SRI, trăiască domnul Iuga și domnii ambasadori. Dar să revenim la Andrei Dragoș. Sigur că nu faptul că Taxu a fost un comunist de frunte a dus la angajarea lui la Institutul de Economie Mondială, locul ăla unde director adjunct era un general de securitate și care duduia de turnător la securitate. Nu, mă, meritocrația a fost, că doar așa era în comunism. O mare parte din turnătorii de la institutul ăsta au devenit după Revoluție oameni extrem de bogați și cu foarte mare putere în România. Parlamentar, rector de universități, iar turnătorul Manole, trăiască domnul Isărescu, a devenit cel mai longeviv guvernator de Bancă Națională și fost prim-ministru al României. După Revoluție și el, ca și colegul Marinel Burduja de la Banca de Investiții, un alt braț financiar al Partidului Comunist, ajunge tot în sectorul bancar. Carierele celor doi se intersectează într-o altă bancă la sfârșitul anilor 90. Căci așa sunt coincidențele astea. Mai există o legătură foarte interesantă. Ciocu a fost un ministru de externe condamnat la 4 ani de închisoare pentru corupție, Adrian Severin, cel care preda la Academia Ștefan Gheorghiu în timpul comuniștilor. Cel care este probabil cel mai bun exemplu de neofițer acoperit al SIE, lacom, mârlan și corupt. Dragoș Andrei, soția acestuia și Adrian Severin au fost asociați într-o afacere care vindea dulciuri de lux. În 2012, domnul Dragoș Andrei apare pentru prima dată în consiliile de administrație ale celor mai profitabili de căpușat companii din România, cele de energie, cele care au dat cei mai mulți miliardari băieți deștepți. Și în 2021, de când e ultima declarație de avere publicată, omul tot mare șef în energie era, pe lângă multe altele. Ce e foarte ciudat aici este pensia aia specială enormă primită de la Ministerul Apărării. Deși omul, conform CV-ului, a fost toată viața lui banchier și nu a lucrat nici când pentru armată sau servicii. Cel puțin nu descoperit. Am scris despre minunea asta și într-un articol în Libertatea, în care întrebam cum e posibil acest lucru.
De atunci nu mai există declarații de avere ale domnului, mare, mare susținător al domnului Burduja, cel cu transparența, meritocrația și neacoperirea. Acum omul se ocupă cu consultanță. În 2021 a făcut consultanță de aproape, voi vă țineți bine, 1 milion de euro, cu un profit net de peste 800 de mii de euro. Unde a făcut consultanță nu se știe, dar sigur, e afacere cinstită, băi, haterilor. Ei bine, să vă mai zic o coincidență. La 2 zile după ce l-am întrebat pe Sebastian Burduja de domnul Andrei Dragoș, am primit o ofertă foarte generoasă de sponsorizare a casei bune, de la o firmă de energie. În bordul acestuia, să vedeți coincidență, era domnul Andrei. Am refuzat oferta. Dragoș Andrei apare în același consiliu de administrație în sectorul energetic și cu domnul Florescu, cel care se declară fie cetățean francez, fie cetățean american, și fie are un nume, fie altul, căci folosește 2 nume diferite în funcție de cum are chef. Om cinstit, mă, cum s-ar spune. Și care, deși nici el nu are nici înclin, nici un mânecă cu energia sau aviatica, el fiind domn de publicitate, a avut și are niște sinecuri senzaționale la tarom și electrica împreună cu domnul Dragoș Andrei. Nu mai zicem că băietul are afaceri prin paradisuri fiscale, cum ești normal pentru oameni cinstiti și patrioți. Om care a luat vreo 5 milioane de euro ca orice multimilionar sărac din fonduri europene. Faptul că tatăl domnului Florescu a fost conform presei un colaborator al securității în timpul comuniștilor în Statele Unite și că Burduja era Ministerul Energiei în perioada în care acesta e pus în Consiliul de Administrație la Electrica, e doar, din nou, o coincidență nefericită. Cum tot coincidență este că numirea la Electrica lui Florescu a fost făcută prin BERD, banca aia unde Dragoș Andrei reprezenta România. Numirile la BERD, tradițional, sunt foarte solid legate de servicii. Au trecut mai mult de 3 luni de când l-am rugat pe domnul Florescu să lămurească dubla identitate. I-a mâncat pisica limba, mă. Pisica nu e nume de cod, să fim clari. Biografia domnului Florescu are la fel de mult sens cum este și numirea lui la Electrica. În ea apare ca și cum după ce a absolvit o școală de afaceri, omul ar fi lucrat pentru una dintre cele mai mari țepe de bănci care a existat vreodată. Apoi, la 28 de ani, și-a făcut omul firma lui, plus o mulțime de alte minuni, care de care mai puțin probabil în România și alte multe țări. A rezolvat și cu România NATO. El l-a adus pe Clinton în București, asta în timp ce lucra pentru tot felul de firme care de care mai cunoscute. Desigur, ca orice multimilionar, a avut nevoie și de niște sinecuri pe la tarom, pe lângă o mulțime de tot felul de poziții care de care mai minunate pentru oameni care nici ei nu au niciun fel de legătură cu serviciile secrete. Cum ar fi Camera de Comerț Româno-Americană, o organizație care se ocupă de reprezentarea caselor de publicitate la nivel european, câteva ONG-uri foarte importante și o universitate foarte iubită de oamenii politici. Ce caută domnul Florescu, milionar de super succes în sinecurile statului nostru, cu canci experiență? Desigur, nu e treaba domnului Burduja, suntem noi curcotași. Dragoș Andrei a fost asociat și cu Rovana Plumb, că doar nu sunteți prost să credeți că doar acum PNL e PSD la banul public. Da, Rovana și au super șmecher în timpul comuniștilor și foarte iubită de aripa serviciului secret extern. Prietenii știu de ce. Asociat la afacerea cu dulciuri, înainte de cariera senzațională în energie a domnului Andrei, era și domnul Stai cu Dragoș Eduard. Ce face domnul Eduard acum? Desigur, energie. Da, domeniul ăla deloc, dar deloc dominat de forțe cuiști. Toate declarațiile lui din 2016 până acum arată identic și toate sinecurile sunt din domeniul energetic. Mă, toate. Omul nu are nimic trecut în declarațiile de avere. Desigur, nu este singura afacere a domnului Dragoș Andrei. Nu are rost să mai detaliem toată rețea din jurul domnului Andrei. Nu vrem să vă băgăm definitiv în depresie. Ce trebuie să știți e că ce am spus până acum reprezintă nici măcar 10% din oamenii din jurul lui, unul dintre ei fiind printre bogătașii de frunte ai României. Poate altă dată discutăm și despre ei. Dar să revenim la oamenii din jurul lui Burduja. Burduja nu are nicio problemă să o dea sușitare cu meritocrația. Let me just say about Sebastian. I've taught at Harvard for 16 years at the Kennedy School here in the United States, and of all the students that I taught, thousands of students over the years, really none has a capacity to lead that Sebastian has. Ce spune Burduja despre Jarding? Că a fost ales de 2 ori profesor anului la Harvard Kennedy School, iar cursurile sale au rămas memorabile. Prezentarea lui Burduja despre Steve Jarding este simplu falsă. Omul a fost dat afară de la Kennedy School și nu a fost niciodată profesorul anului. A fost declarat profesorul anului de organizație studențească. Sunt peste 450 de organizații acolo. Mă, 450!
și asta o singură dată și nu de două ori, cum ne vrăjește Burduja. Niciodată cursurile lui nu au fost considerate cele mai bune. Niciodată! Au fost de două ori propuse pentru a fi votate ca fiind printre cele mai bune și de fiecare dată a ratat. În plus, omul face consultanță și a fost plătit, da mă, da, plătit de Burduja și PNL. El este creierul sondajului senzațional care îl dădea pe Burduja la 21,6% și cu cel mai convingător program electoral la 35,1%. Adică a ratat cu mai mult de 14%. Încă o dată, omul a estimat aproape de 3 ori mai multe voturi pentru Burduja. Profesionismul, cum s-ar spune. Jarding apare și în organizația lui Burduja, RISE, organizație în care locul 2 după Burduja este Roibu Dragoș Ștefan, om plătit de RISE Consortium. Sigur că Burduja s-a pișat pe ea de meritocrație și a promovat agresiv și mârlănește partenerul în tot fel de sinecuri, după cum se vede aici. Mare, mare om de afaceri, așa este prezentat. Prima lui firmă are următoarea cifră de profit, din 2011 și până acum. Roibu, coincidență, a fost partener cu sora lui Burduja, Madalina Ana Toma acum. Soția lui Constantin Toma, fostul șef de la Omnia Sig, înființată de cine credeți, mă? De Bancorex, mă, unde Burduja, tatăl, era mare șef, să vezi coincidență, în paștele mamiei de coincidență. Și Mădălina și soțul ei apar parteneri în firma aia de asigurări care e legată de scandalul de corupție de la ASF, în urma căruia Dan Hosu, șef la Direcția de Investigație a Crimei Organizate, fusese cercetat și condamnat pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic și instigare la folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității. Da bre, Dan Hosu, soțul celebrei Georgiana Hosu, șefa DICOT-ului și acum avocata favorită a ofițerilor SRI. Soții Hosu erau prieteni apropiați a lui Ciutacu, goarna lui Ghiță, hoțul atât de atent protejat de servicii. Nu avem timp de toți oamenii din jurul lui Burduja, sunt destui exact pe același calapod. S-au plăcut, era avea faptul că Sebastian Burduja, din nou, un băiat inteligent, harnic și comparativ cu nenorocirile din PNL, un tip decent, nu are niciun fel de problemă să facă orice de la cir penibil la pupincuist dedicat, este îngrozitor, căci indică o cultură instituțională a partidelor care implică o totală lipsă de jenă și de simț al ridicolului, lucruri care facilitează sicofantismul și extirparea oricărei urme de coloană vertebrală. Mai știți cât de revoltat era Burduja împotriva PSD-ului pe 10 august? Acum, oameni buni și români dragi din toată lumea, e nevoie și de voi aici, acasă. Să ne păstrăm democrația, să ne păstrăm justiția și dreptatea, să ne păstrăm apartenența la Europa. Pe 10 august, veniți acasă, pentru că aici e nevoie de voi. Lumea mă întreabă dacă am venit în România să sting lumina, ce mai caut pe aici? Și le răspund, nu. Am venit să o aprind. Veniți și voi pe 10 august să aprindeți lumina. Da, da, să luptăm pentru justiție, pentru democrație, pentru lumină, mă! Aici ce zice acum despre Băluță, mâna dreaptă a lui Piedone, băietul cu justiția clanului sportivilor. Băluță, cel care a umplut Bucureștiul cu poze cu Ciolacu. Bine ai venit, Sebastian. Bine ai venit la Bercene Arena. Dar de bucuros să fiu în sectorul 4 la Daniel Băluță. E un om pe care îl respect foarte mult pentru că a schimbat viața oamenilor în bine, a creat oportunități care n-au existat niciodată în această zonă, în Berceni. Ca bucureștean am vrut să văd și lucrurile bune din oraș. De fapt, minunile Bucureștiului făcute de oameni care au demonstrat că și la noi în capitala țării se poate. Un asemenea om e primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Nimeni nu mă poate acuza de subiectivism, e în alt partid politic, dar este un om care a făcut, e un om care are echipă, e un om care are un plan. Sunt lucruri pe care și eu le propun pentru bucureșteni. Și astăzi, în prima zi a porților deschise de la ceea ce vedeți în spatele meu, am vrut să văd cum arată într-adevăr o clinică la nivel top mondial. Și ea există în București. Astfel de proiecte, astfel de soluții n-au culoare politică. Trebuie doar să fii un lider. Exact. Face minun, Băluță. Cel care făcea bani din afacerile cu statul ale firmei lui în care era asociat cu băiatul lui Piedone. Bă, e grețos, grețos. Nu sunt politicianul cu care te-ai obișnuit. Eu am un crez și un sens. Să fac ceea ce trebuie pentru țara mea. Pentru o Românie pe bun. Pentru o Românie pe merit. Pentru o Românie fără impostură. O Românie în care să ne fie drag să trăim. În care să ne creștem copiii și nepoții. Nu este nimic ieșit din comun. Vreau pur și simplu o țară de oameni fericiți, liberi și puternici. Sunt Sebastian Burduja și te aștept alături. Da,
omul care a beneficiat indirect de banii de la Bancorex, care a fost în tot felul de sinecuri, care nu au nicio legătură cu meritocrația, care exagerează cu o senitate demnă de Cezar, care și-a pus lângători în sinecuri fără niciun fel de probleme, care într-un conflict de interes uriaș, că își promovează Banca Mondială în timp ce nevasta e plătită de Banca Mondială, omul care atent pupă mâna plagiatorului Ciucă, colegul de partid al hoțului de Iulian Dumitrescu, despre care a fost pe burtă, colegul cam slugarnic al istericului ăluia de Rareș Bogdan și al plagiatorului Bode, Burduja este în fapt speranța liberalismului. Există o posibilitate, una infimă, ca legăturile astea stridente cu fosta securitate, mai ales divizia de spionaj extern, să fie doar coincidențe. Sincer, eu nu cred. Mai ales că am avut un episod în care domnul Burduja m-a sunat să discutăm despre un pasaj dintr-un raport nepublicat și confidențial, care nu intrase în versiunea finală și despre care nu avea de unde să fi știut dacă nu ar fi fost informat de o trompetă a jurnalismului securist de la noi. Pentru cele de mai sus, chiar dacă mi este un pic simpatic, domnul Burduja merită și el un... Hai, sic tirus, mă!